Cătălin Predoiu este al patrulea candidat și ultimul al PNL. Cât vă încurcă, domnule Predoiu, în campanie cele trei eșecuri? Cristian Bușoi, Ludovic Orban și Marian Munteanu. Eu văd de campania mea ce a fost, a fost. Nu spun că a fost un moment ușor pentru partid, dar l-a depășit partidul rămânând în echipă și propunând bucureștenilor o soluție serioasă, cred eu. Cel puțin după cum a fost primită candidatura, pot să spun fără rezerve acest lucru. De altă parte, nici n-aș spune atât de tranșant că a fost un eșec. A fost un accident, într-adevăr, nedorit și pe care mi-e greu să mi-l explic și astăzi cu Ludovic Orban, de unde a început această discuție în jurul candidaturilor. S-a intrat într-o criză de timp. Dar cu domnul Munteanu a fost un eșec dorit, pentru că tot partidul a dorit să-l pună candidat. Iar n-aș pedala atât de mult pe ideea de eșec și am putea înțelege contextul, pentru că a fost o decizie care trebuia luată foarte, foarte rapid. Toată lumea acuza PNL că nu găsește o soluție. Pe de altă parte, noi atunci receptam o serie de critici legate de lipsa de deschidere a partidului către societatea civilă, către non-politic în general. Și a fost această idee de a veni cu cineva din exterior, pe care până la urmă am și pus-o în aplicare. Aici mă miră, vă spun ce, da. Că ați spus și ați mai spus-o că ați luat decizia asta repede. Era o problemă care trebuia rezolvată, Orban, și v-ați uitat repede în jur să vedeți pe cine găsiți, dar domnul Munteanu apărea de vreo 2-3 luni la Realitatea TV și la alte televiziuni, părea să fie pregătit pentru un rol public. Bun, domnul Munteanu părea să fie pregătit pentru un rol public, dar nu știu dacă se pregătea pentru rolul acesta de candidat al PNL. Din câte mi-a explicat dânsul, nu, ăsta era programul domniei sale și cred că păi ne-a dat răspunsul chiar ieri, domnul Munteanu. Cred că programul era, pe termen lung, să își constituie o formațiune politică, ceea ce înțeleg că a anunțat ieri. Până la urmă, ce părere aveți acum, azi, despre Marian Munteanu? E bun pentru o carieră politică? Rămâne în PNL, apropo? Candidează la vreo funcție de parlamentar în PNL, pe listele PNL? De când și-a retras candidatura, a anunțat și faptul că nu va candida la Consiliul General, cum era inițial planul. Dat fiind că era anunțat că își formează o formațiune politică și ținând cont de faptul că nimeni nu poate să fie membru două partide simultan, presupun că intenția ei va fi să-și înceapă o carieră politică în acel partid. Deci nu va mai funcționa în PNL, să înțeleg. Nu am mai discutat acest lucru cu dânsul, este aspectul formal, dacă vreți, și cel politic. Cel politic a fost tranșat ieri destul de limpede de domnul Munteanu. Deci va constitui un partid politic. Dânsul a făcut aceste trecem declarații. Peste acest episod și intrăm în discuțiile de actuale de campanie, dar nu înainte să-mi răspundeți, domnule Predoiu, cine și în ce fel își asumă, până la urmă, nu, hai să spunem vina, că e totuși un eșec pentru candidatura lui Marian Munteanu, politic vorbind. Domnul Taparac, tu mai vorbeam de onestitatea din aur. Trebuie să fim onești. A fost cum a fost. Poate cine știe, e și aici un fel de conjunctură care se repetă, cel puțin în ceea ce mă privește. Când am venit la justiție, am venit al patrulea ministru după o criză, s-au tot numit miniștri în cascadă. Așa a fost să fie. Acum ce să ne facem? Să ne facem sepuc în plină campanie? Eu cred că acum trebuie să ne concentrăm pe campanie și cine e să-și asume, să-și asume cât vrea să-și asume. Eu vă spun că mi-asum tot ce am discutat, tot ce am vorbit și tot ce a ținut de persoana mea. E adevărat că ați condiționat candidatura dumneavoastră de păstrarea în funcția de președinte PNL București, timp de 3 ani, indiferent de rezultatul alegerilor? Nu, este o mistificare. Noi am discutat și am discutat tot timpul și am anunțat și public acest lucru, că am un plan pe termen lung pentru București. Intenția mea este să fac din organizația PNL București o organizație nu neapărat fanion, cum se spune, pretențios, ci o organizație care să fie un centru de excelență, să fie un reper. Adică ideea e să organizăm acolo grupuri de lucru, interacțiune cu societatea civilă, cu mediul academic, cu mediul de afaceri, să promovăm tineri și să facem din modul în care funcționează filiala PNL București un studiu de caz, care să fie replicat și în alte filiale, acolo unde se potrivesc condițiile. Deci ăsta este discursul pe care l-am avut și în exteriorul partidului și în interiorul partidului.
Dar vă spun că nimeni nu poate pune condiții care țin de democrația internă din, din partid. Totuși, de ce nu ați candidat de la bun început? Dumneavoastră președinte de filială, președintele filialei PNL București. De ce nu v-ați asumat din capul locului o candidatură? Pentru că astea au fost deciziile politice pe planurile pe care și proiectele pe care ni le-am asumat fiecare. Eu am fost, dacă vreți, mandatat de către partid să pregătesc acest proiect al Guvernului Alternativă, să rămân la filială pentru a transforma și a reforma filiala și mai departe să mergem în candidatură cu domnul Bușoi. Acestea au fost deciziile inițiale, pe care lucrurile au venit în cascadă. Domnul Orban, când a intrat, era pe un loc în sondaje deasupra, să spunem, poziției pe care o ocupam eu în acel moment. Deci nu s-a pus problema decât în momentul real, în momentul în care s-a retras domnul Munteanu candidatura. Și atunci nu a fost niciun fel de invitație. Am spus eu, de la mine putere, dacă vreți, domnule, trebuie să facem așa. Bun, trecutul e trecut. Să așa venim în prezent. În plină campanie vorbiți, domnule Predoiu, de pandelizarea capitalei. Și spuneți, votați-mă pe mine pentru a opri pandelizarea capitalei. Dacă îmi spuneți asta, ce reproșați de fapt doamnei Firea? Deci doamna Firea, în ipoteza nedorită pentru bucureșteni și pe care o vom opri prin ceea ce facem în această campanie, de a ajunge primar general al capitalei, s-ar transforma încet, încet într-un căpșor foarte de drăgălaș al unei mafii, care la ora asta există în București. Mafia cui? Ce este o, care, o mafia asta? Tranzacțiilor ilegale. Cine este o mafia a șpăcilor? Asta este treaba parchetului să răspundă, dar presa a adus în opinia publică. Și treaba publică dumneavoastră când aduceți o acuzație atât de păi gravă. Păi am spus de pandelizare, nu știe nimeni ce se întâmplă în Ilfov. S-a delimitat vreodată doamna Firea de, în general, de principiu, de cazurile penale din PSD, s-a delimitat vreodată de tot ceea ce știm că se întâmplă cu terenurile în Ilfov, a condamnat vreodată corupția de principiu, vreau să aud și eu spunând lucrul ăsta. Eu personal, sigur că nu am acum nicio probă să iară doamnei Firea, doamna noastră, călcați legea. Și nu asta este discuția. Discuția este ce poți să aduci în capital. Eu nu vreau ca acest oraș să devină un oraș al fără de lege, care să aibă în frunte o persoană agreabilă, bun comunicator, nu? Cu prezență plăcută, dar care de fapt nu controlează niște monștri. Monștri care zac încă în PSD. Și nu vorbesc doar de domnul Dragnea, care este condamnat penal pentru fraudă în alegeri și mai vrea să organizeze încă o dată alegeri. Nu vorbesc de toți cei care au creat, dacă vreți, fenomenul corupției la scară națională din PSD. Încă după vremea domnului Năstase. Continuă cu domnul Ponta, continuă acum cu domnul Dragnea, toți cei care au fabricat-o cu doamna Firea. Însă este un produs fabricat. Fabricat cu marca A3 și marca Voiculescu. Asta este produsul Firea. Deci problema este ce reprezintă acest produs și de ce este pus de fațadă. Pentru că aici este un proiect, dacă vreți. Găsim un om care este agreabil, un om bun comunicator, un om care are foarte bune intenții, vom vedea, da? Dar care, în spate, tolerează cum a tolerat domnul Iliescu, vă aduceți aminte. Dânsul râdea, era amabil, era ca un bunicuț așa simpatic, culegea voturi și în spate s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Asta vrem în București? Eu nu cred că asta putem să tolerăm în București. Deci, dezmățul acesta al penalilor din PSD n-a fost niciodată condamnat de doamna Firea. Nu s-a delimitat niciodată. Dar niciodată de poziția domnului Dragnea. Nu și-a cerut niciodată scuze pentru toate mitocăniile aruncate în campanie electorală președintelui Iohannis. Până la urmă era un cetățean acuzat de ce? Că n-are copii? Niciodată n-a zis doamna Firea, îmi cer scuze. A spus că se transformă. Eu nu cred în această transformare. La Hot News, Gabriela Firea a declarat că regretă acele declarații. A regretat e una și aș cere scuze altceva. Și eu pot să regret, poate, dacă, nu știu, vă produc aici o pagubă, o stricăciune. Dar altceva e să spun că regret, așa în sinea mea, și altceva să spun că își cere scuze dacă nu mă înșală memoria. Dacă și-a cerut scuze, e un bun pas înainte. Dar știi ce? Nu cred în această sinceritate. Pentru că eu n-am să uit ochii plini de ură ai doamnei Firea în acea campanie electorală. Modul în care a mințit și a manipulat un întreg popor, spunând că la nu știu ce ambasadă să calcă oamenii pe picioare și așa mai departe. Da? Deci nu
cred în sinceritatea doamnei Firea. Pentru că mă uit la doamna Firea așa și văd în spate o pliadă întreagă de oameni care nu-mi inspiră încredere. Începând, n-am nimic cu probleme de familie, dar începând cu soțul doamnei Firea, domnul Pandele, continuăm cu domnul Ponta, continuăm cu domnul Dragnea, continuăm cu domnul Oprescu, care este parte din această familie. Cumva trebuie să oprim acest pericol. Cum opriți, domnule Predoiu, câtă vreme vorbiți de oamenii din jurul doamnei Firea, dar oamenii cu care dumneavoastră doriți să opriți pandelizarea, de pildă la voluntari, unde primarie domnul Pandele, candidatul dumneavoastră, este un traseist politic aflat la al patrulea partid în 2 ani. Domnul Secară a fost în PDL până în 2014, a trecut la PMP declarându-se mare fan Elena Udrea, apoi îl găsim în UNPR, ca astăzi să aterizeze în PNL și face onoare partidului dumneavoastră de a candida. Deci, cu asta doriți să opriți pandelizarea? Doresc să opresc pandelizarea cu cei 80% din tinerii pe care am promovat pe listele de consilieri la locale și la capitală. Eu, ca președinte de filială PNL București, și dacă vreți, cea mai importantă realizare politică a mea din ultimii 3 ani. Lumea știe mai puțin acest lucru, dar eu am făcut deja lucruri la București. Aici vorbim de persoane. Vorbim de persoana Firea și persoana Predoiu. De ce pot să reprezinte ele și ce pot să garanteze ele că vor face în funcție de ce au făcut în trecut. Dumneavoastră ați adus în discuție oamenii din jurul doamnei Firea și permiteți să aduc și eu în discuție oamenii pe care partidul dumneavoastră îi propune la voluntar. De unde e soțul doamnei Firea? Și vă ridic mânușa aruncată și vă spun că tocmai asta e problema. Vedeți dumneavoastră, politicul în general este într-un proces forțat de reformare. Exact cum a spus și președintele Iohannis, unele partide au început acest proces de reformă, altele nu. Uite, PNL-ul a început. Noi astăzi spuneți, am un exemplu negativ. Nu discut, chiar nu cunosc în detaliu cazul Secară, dar plec de la premisa că tot ce spuneți e în acord cu realitatea. Sunt convins, sunteți un jurnalist meseriaș, deci nu pun la îndoială. Dar vă spun că nu trebuie să judecăm doar pe exemple negative și trebuie să judecăm cu ceea ce e legat de mine. Ce e legat de mine se întâmplă. Se întâmplă la București, unde eu am schimbat, repet, 80% din liste pot fi verificat, sunt tineri care n-au mai făcut nimic în politice. Sunt la prima, dacă vreți, funcție, o garnitură întreagă de tineri pe care am lansat-o. Era doi la mână. Foarte bine, dacă doi pentru a opri pandelizarea aveați și la voluntari un candidat la fel de era foarte bun bine. Cum de eu vă spun, susțineți că aveți pe listă. Ce trebuie să vedem, după părerea mea, în poza mare, este trendul pe care merg cele două partide mari. Că despre ele e vorba. Ce joc este între PSD și PNL? PSD-ul rămâne ancorat într-o, baie de ilegalități, dacă vreți. Într-o zonă în care s-au complăcut totdeauna și le place acolo. PNL-ul totuși a început să facă reformă. Și este pe un trend pozitiv. Eu nu spun că peste tot lucrurile sunt în regulă. Eu nu spun, care însemna să mint, că eu însă sunt mulțumit de tot, dar eu sunt Cătălin Predoiu, eu candidez, eu sunt șef filiale București și aici o să fac un centru de excelență politică. Și aici am venit să spun în antiteza cu doamna Firea și antiteza PNL-PSD. Totuși, noi mergem, oameni buni, către un drum care este în regulă. Ceilalți, din potrivă. Și nu putem compara totuși ideea de a trece de la un partid la altul cu ideea de ilegalitate crasă. Sunt două lucruri diferite. Și mai aveți o problemă, domnule Predoiu, când vorbiți de oamenii noi din București, nu doar Secară de la voluntari. Candidatul PNL la sectorul 4, domnul Sava, înțeleg că a ieșit de mână cu domnul Piedone prin sector. E ok? L-am interpelat și eu imediat pe domnul Sava și mi-a explicat că nu e vorba de altceva decât de o acțiune electorală în care, până la urmă, în campanie trebuie să dai mână cu toată lumea. Dar vreau să spun foarte clar, PNL nu face nicio alianță cu niciun Piedone. Dar se bucură de imaginea lui atât dacă nu mai are. PNL nu face nicio alianță cu niciun Piedone și nu ne folosim de niciun Piedone și nici de altcineva pentru imaginea partidului. Domnul Sava e în campanie și ca orice om în campanie, dă mâna cu toată lumea. Acolo trebuie să dea mâna și cu Piedone. E un alegător, dar nu e nimic mai mult. Nu e o să fie foarte clar. Nu e cinic, nu este vorba de pragmatism. Aici, până la urmă, orice candidat are tacticile lui de sector, dar ce vreau să spun clar este că nu e vorba de nicio alianță. De altfel, este o decizie a partidului să nu facem alianțe înainte de
alegerile locale. Apropo de oamenii pe care i-ați adus în jurul dumneavoastră, domnule Predoiu, e adevărat ce spune doamna Macovei despre motivele venirii domnului Ciprian Ciucu în PNL și aici, permiteți-mi să ce citez, spune, da. Mi-a mai spus că i s-a promis că va fi pe un loc eligibil pentru Parlament în 2016 și că va fi pe lista pentru Parlamentul European în 2019. Domnul Ciucu e cel pe care îl susțineți pentru funcția de viceprimar și a fost candidatul independent susținut de M10. Da, domnul Tapala, mă gândeam la doamna Macovei deja, care mi-a fost colegă, după cum știți. De ce vă spun acum, eu pot să susțin sub jurământ. În seara de dinaintea anunțului candidaturii mele, am avut o discuție cu domnul Ciucu în București. Discuție în care eu i-am explicat ce aș vrea să fac în București și la filiala PNL București, dacă îmi voi asuma candidatura. Nu luasem nicio decizie. L-am întrebat apoi în ce situație se află, care e statutul domniei sale. Domnul Ciucu mi-a spus, domnule, eu sunt independent, nu sunt membru la M10. Este clar că această candidatură nu va avea loc pentru că nu am strâns numărul de semnături. Practic sunt liber de orice fel de angajament. Pentru că deci nu e vorba doar de domnul Ciucu. Aici e vorba de mine. Și de modul în care eu înțeleg să acționez. Și așa am făcut și în privat. Cine mă cunoaște știe. Eu n-am făcut înțelegeri strâmbe, n-am făcut trădări, n-am recrutat oameni dizlocând alte echipe. Nu-mi place să fac lucrul ăsta pentru că sunt un om de construcție. Și nu-mi place să stric alte construcții. Pentru că eu însumi am fost lovit de multe ori în construcțiile mele de astfel de manevre. Și atunci, domnul Ciucă mi-a spus ce v-am explicat. Și am spus, asta este, după părerea mea, ce putem face împreună la București. Să câștigăm primăria dacă mergem în tandem, să te ocup de partea de reformă a administrației publice. Ce ați propus? Nu i-am propus că n-am puterea să propun ceva. Eu, cum pot să propun eu, o să fie europarlamentar sau cu tare. Dar este evident că domnul Ciucu, după părerea mea, dacă a început acum o carieră politică și o continuă, va avea un viitor. Și da, poate să fie și europarlamentar, așa cum doamna Macovei a devenit europarlamentar, poate să fie și parlamentar, depinde, deocamdată noi ne-am asumat proiectul primăriei capitale. Dar aici nu suntem, cum să spun, într-o ipoteză de lucru de troc. Eu n-am ce să-i ofer. N-aveam ce să-i ofer domnului Ciucu. Domnul Ciucu să fie pe listele domnul pentru Ciucu, parlamentare și europarlamentare mai încolo? Vă spun ce, un singur lucru pe care mi l-a cerut domnul Ciucu. M-a întrebat, domnule, eu fac acest pas și candidez, doar dacă candidez dumneavoastră. Și m-a întrebat, candidez? Și am zis, domnul Ciucu, uite care e problema. Nu m-am hotărât. E puțin invers problema. Și eu voi lua o hotărâre în funcție de ce poziție aveți dumneavoastră. Și în funcție de cum văd eu mai departe construcția. Pentru că acest demers de a deschide partidul ca societatea civilă, eu am militat de mult pentru el. Încă de când am intrat în fostul PDL în 2013. I-am spus lui Vasile Blagă, e momentul să creștem o nouă generație de lideri. A fost greu atunci pentru că am avut campanie, în fine, inclusiv europene, doamna Macovei, dar acum e un moment în care se poate. Și așa trebuie citit acest demers. Deci singurul lucru pe care mi l-a cerut, sau a fost o întrebare foarte fermă a domnului Ciucă, a spus, domnule, dacă mi-a dat candidez pentru primar general, vin și eu să candidez, să propun bucureștenilor persoana mea ca viceprimar. Și tot. În rest, listele de parlamentari, listele de europarlamentari, despre ce vorbim? De lucruri care se întâmplă de acum luni de zile în viitor. Deci, înțeleg că domnul Ciucu până la urmă a plecat, sau n-a plecat, a renunțat la sprijinul M10, nu pentru că n-au fost un astfel de sprijin, trânse pentru că semnăturile pentru a putea nu, candida. Trebuie să înțelegeți, domnul Ciucu era un om liber de orice fel de obligație în acel moment. Pentru că altfel n-aș fi purtat eu acea discuție cu domnul Ciucu. Deci, primul lucru pe care a fost explic, te-am invitat să stăm de, iartă-mă, e ora târzie, dar asta e presiunea evenimentelor. Motivul pentru care te-am invitat este ăsta. Asta intenționez să fac. Te rog să te gândești. Și mi-a spus, domnule, mă gândesc și statutul meu e următor. Sunt liber. Da. Bun. Și de aici a fost tot. Deci, nu a fost o acțiune politică de deconstrucție. Chiar e o acțiune politică de construcție, după părere. Acum, după decizia Curții Constituționale limpede, avem alegeri într-un singur tur. În situația asta veți avea nevoie și toți
candidații au nevoie de maximizarea șanselor. Pe dreapta sunt cam mulți candidați, doamna Firea are avantajul de a fi cam singură pe stânga. Deci în situația asta veți intra amândoi în alegeri, mă refer la dumneavoastră și Nicușor Dan, indiferent de ce spun sondajele, sau ați reușit să stabiliți un dialog? Suntem în alegeri. Vă referiți la vot? Da, la vot, la vot. Da. Domnul Tapalaga, haideți să vedem lucrurile onest și față de competitori și față de alegători. Eu apreciez eforturile fiecăruia. Știm cu toții sondajele. Domnul Nicușor Dan nu mai poate depăși pe doamna Firea. Ce domnul Nicușor Dan este, am văzut că spune că e în fruntea zonă, e în sondajul manipulat de PSD, da. Pentru că PSD are tot interesul să disperseze voturile și să creeze în electoratul PNL-ului și al celor nehotărâți ideea că ar a fi, eu știu, șansele împărțite. Deci nu domnul Nicușor Dan a spus ieri că e pe locul 2. Domnule, Turcescu undeva la 3-4%, Nicușor Dan e la 20% în urma mea și nu se poate... Și dumneavoastră, dacă tot... Nu, vă spun că dacă vă spun, îi stă pielea lui Marius, îi stă inima lui Marius Pieleanu, care o consultă pe doamna Firea. Deci, suntem aproape. Suntem la o distanță recuperabilă. Dați-mi voi să păstrez pentru mine cifra, pentru că e, până la urmă, o informație tactică asta. Dar știu și dânsii cât suntem de aproape. Și suntem la o distanță pe care o voi recupera. Chiar dacă, vă spun, chiar dacă vor continua și domnul Turcescu și Nicușor Dan, dar va fi puțin mai greu, foarte adevărat. Dacă dânsii vor înțelege că, până la urmă, nu fac decât să fie niște agenți electorali fără voia lor, da? Pentru doamna Firea, atunci poate să gândești și iau decizii, treaba lor, eu nu contez pe asta. Eu contez pe dialogul meu cu bucureștenii și contez, bineînțeles, pe eforturile colegilor din PNL, care să mă ajute să propage acest mesaj și să ajungă numai soluțiile, ci și experiența noastră comparată, da? La alegător, pentru că, la urma urmei, când vom trage linie, a doua zi cineva trebuie să conducă București. Și, domnul Tapalaga, cu tot respectul pentru toată lumea, nu candidăm la studioul de știri al domnului Volculescu. Nu candidăm pentru Eurovision. Nu candidăm să conducem un mare ONG. Candidăm să conducem o birocrație. O administrație foarte complicată. Un oraș foarte complicat. Candidăm pentru o funcție care reclamă anumite experiențe și anumit profil profesional. Și aici mai am o întrebare. Spuneți nu am decât eu acel profil. Doriți să conduceți Bucureștiul, dar cum o veți face dacă ajungeți primar, deoarece aveți nevoie de o majoritate în Consiliu? Acel Consiliu General va fi mult mai important, poate, decât primarul capitalei. Veți colabora cu PSD, partidul ăsta de mafioți pe care îl denunțați acum, sau excludeți colaborarea cu PSD? Nu mă văd colaborând cu PSD. Nu cu acest PSD. Nu voi colabora niciodată cu mafia. Ca să fie clar. În Consiliul General. Nu voi colabora. Vom promova proiecte care sunt pentru proiectul de dezvoltare al orașului. Dumneavoastră spune ce se întâmplă dacă n-ai voturile necesare. Vă spun că știm amândoi. Ajungeți în situația lui Traian Băsescu, dați-mi un Consiliu General ca să vă conduce. Și dânsul cum a făcut atunci? Păi s-a dus la vot, la alegeri. Bun. Și țipând că vrea un Consiliu și General. Și a avut Consiliu? După aia a avut. Și primarii? Deci, oricum va fi greu acolo. Eu știu lucrul ăsta. Știu că va fi greu. Dacă e ușor, mă rog, e la îndemâna oricui. Dar cum faceți? Cum face? Bucureștenii o să vă întrebe, domne, dacă nu colaborați cu PSD, greu de crezut că aveți majoritate, deci cum faceți? Forța, capacitatea primarului de a genera o presiune publică pe Consiliu nu trebuie neglijată. Consultarea bucureștenilor prin referendum local, ori de câte ori e cazul, nu trebuie neglijată. Consiliu consultativ pe lângă primăria capitalei, format din toți acești cetățeni care sunt nehotărâți, nu sunt atașați niciunui curent politic, dar vor să se implice și nu-și găsesc exprimarea, le voi oferi acest for, care să creeze la rândul lui o presiune pe consilier. Apoi, nu uitați că sunt totuși, deși un politic tânăr, sunt doar de 3 ani în politică, am experiență de vreo 8 ani în mediul politic, de când am fost ministru. Eu știu să stau de vorbă și cu un premier, și cu ministru, și cu un șef de partid.
Știu să găsesc pârghiile necesare ca să îmi trec proiectele și în condiții de minoritate, urma de majoritate. Dar de ce să punem noi cazul rău în față? Să punem și noi cazul bun în față, acela că vom avea această majoritate. Și mizez și pe cei care vor intra de la alte forțe politice, tot de centru-dreapta, care nu sunt PNL. Acolo putem discuta de alianțe. Acolo putem să facem împreună proiecte. Și atunci vom putea să majorăm PSD-ul. Nu o să fie PSD-ul stăpânul acestui oraș. Să fie limpede. Vă mărturisesc, domnule Predoiu, că am impresia că faceți o campanie destul de discretă. Sau mă înșel. Vă referiți la faptul că n-am apărut la televizor în prima prezență săptămână. Prezență slabă în prima Suntem săptămână. Pe stradă, non-stop. Sunt pe stradă de dimineață și până seara. Pentru că am hotărât să începem de la un contact direct cu bucureșteni. Și, evident, să propagăm online ceea ce facem pe stradă. Va veni și vremea televizorului, dar acolo trebuie să fim foarte realiști. În condițiile în care două, trei televiziuni deja și-au stabilit candidat pe doamna Firea, ce putem face acolo e să venim și să ne exprimăm mesajele și care sunt pozițiile noastre. Ce mă interesează este să discut direct cu alegătorii pe stradă și cu presă ca dumneavoastră. Asta mă interesează.